Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre înmulțirea numerelor întregi. Și haideți să pornim de la acest exercițiu. Dacă ați avea de calculat, minus 2, plus minus 2, plus minus 2, plus minus 2, plus minus 2. Cum puteți oare să faceți într-un mod mai simplu? Nu-i așa că ați observat că am scris minus 2 de 5 ori și atunci... Vă amintiți din clasele anterioare că adunarea repetată, de fapt, este înmulțire? Și oare care va fi rezultatul când veți calcula minus 2, minus 2? Observați că obțineți minus 4, minus 6, minus 8, minus 10. Și atunci putem să spunem că minus 2 ori 5 este minus 10. De aceea putem să observăm că avem 2 ori 5, care e 10, și legat de semne, 5 este un număr pozitiv și acum aveți minus ori plus, care va fi minus. Nu e așa că e interesant? Dacă v-am captat atenția, haideți să mergem mai departe cu un alt exemplu. Dacă am avea minus 3, plus minus 3, Plus minus 3, plus minus 3. Cum putem să scriem asta oare? Ca minus 3. Ori, și vă rog să-mi spuneți în comentarii, și care e rezultatul. Haideți să mergem acum să discutăm la modul general. Dacă avem de efectuat produsul numerelor întregi, x și y, pe care îl notăm cu p, acesta se va obține astfel. Prima situație. Dacă cele două numere, dacă x și y, sunt fie pozitive, fie ambele negative, cu alte cuvinte, dacă au același semn, rezultatul, adică produsul, va fi pozitiv și se obține prin înmulțirea modulelor lor. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă am avea minus 2 ori minus 5, au același semn. Ambele sunt numere negative, așa că minus cu minus la înmulțire va fi plus, iar 2 ori 5 este 10. Luăm doar modulele lor. Haideți să vedem un alt exemplu. Dacă am avea plus 3 ori plus 4, ambele numere sunt pozitive. Asta înseamnă că produsul va fi pozitiv, iar înmulțirea modulelor lor, adică 3 ori 4, este 12 și atunci plus 3 ori plus 4 va fi plus 12. Haideți să mergem mai departe. În cazul în care cele două numere au semne diferite, fie x este mai mic decât 0 și y mai mare decât 0, sau invers, x este mai mare decât 0 și y mai mic decât 0, atunci rezultatul va fi un număr negativ. Haideți să vedem. Minus 2 ori plus 5. Așa cum am văzut și mai devreme, vom avea minus, iar 2 ori 5 este 10. Dacă vom avea, spre exemplu, plus 3 ori minus 4 au semne diferite, de aceea produsul va fi negativ, iar 3 ori 4 este 12, și atunci putem să spunem că plus 3. Ori minus 4 va fi egal cu minus 12. Iar în cazul în care unul dintre numere este 0, bineînțeles că produsul va fi 0. Haideți să vedem și aici un exemplu. Dacă am avea minus 8, ori 0, bineînțeles că este 0, sau 0 ori 0 este 0, sau 5 ori 0 este 0, sau 0 ori minus 5 este 0. Orice înmulțit cu 0 știm deja că va fi 0. Haideți să mai reamintim încă o dată regulile de calcul. Dacă au același semn, fie că avem două numere pozitive, fie că avem două numere negative, rezultatul este întotdeauna pozitiv. Iar în cazul în care semnele sunt diferite, unul este pozitiv, unul este negativ, rezultatul va fi Negativ. Haideți că e foarte simplu și haideți să vă spun un secret. Aceste reguli le veți folosi și la împărțire. Le folosiți deja și la desfacerea parantezelor. Sunt practic cele mai importante reguli. Haideți să mergem atunci să facem un exemplu. Exercițiul 1. Calculați plus 5 ori minus 6. Observăm că avem semne diferite, asta înseamnă că rezultatul va fi negativ, iar 5 ori 6 este 30 și rezultatul este minus 30. Mergem mai departe, unde avem minus 2 ori minus 3. Observăm că au semne la fel, sunt ambele numere negative și atunci când ambele au același semn, rezultatul va fi pozitiv iar 2 ori 3 este 6. Și uitați cât de simplu e. Minus 2 ori minus 3, minus cu minus este plus și 2 ori 3 va fi 6. Mai departe, avem semne diferite. Asta înseamnă că minus ori plus este minus și 4 ori 5 este 20. Apoi, plus ori plus sunt semne la fel, așa că avem plus, iar 9 ori 4 este 36 și bineînțeles că la mulțirea cu 0 rezultatul este 0. Haideți să discutăm acum despre proprietățile operației de înmulțire. Înmulțirea numerelor întregi, bineînțeles că este o operație comutativă. Asta înseamnă că minus 2 ori 5 este egal cu 5 ori minus 2 sau minus 11 ori minus 2 este egal cu minus 2 ori minus 11. Însă sunt sigură că știați deja asta de la înmulțirea numerelor naturale. Înmulțirea numerelor întregi este totodată o operație asociativă. Asta înseamnă că, spre exemplu, dacă voi aveți într-un exercițiu minus 7 ori minus 5 ori minus 2, voi puteți fie să faceți operația dintre primele două, fie dintre ultimele două. Și evident se observă că e mai de folos această înmulțire. Am putea să facem minus 5 ori minus 2, ambele au același semn, așa că vom avea plus, minus cu minus este plus și 5 ori 2 este 10. Și acum, minus ori plus, pentru că sunt diferite, avem minus, Și 7 ori 10 este 70. Bineînțeles că 1 este element neutru pentru operația de înmulțire, asta înseamnă că orice număr înmulțit cu 1 rămâne neschimbat. Minus 100 ori 1 este, bineînțeles, minus 100. Sau 1 ori minus 1000 este minus 1000. Și așa mai departe. Haideți să mergem mai departe, să discutăm despre o altă proprietate foarte utilă. Înmulțirea este distributivă față de adunare și scădere. Asta înseamnă că dacă avem A ori paranteză B plus C, noi putem să desfacem paranteza și să înmulțim fiecare termen din paranteză cu A. Și atunci obținem A ori B plus A ori C, respectiv A ori B minus A ori C. Și nu așa că sunteți pregătiți să trecem la treabă? Haideți să vedem. Al doilea exercițiu nu e primul, pentru că primul a fost deja. Punctul A avem minus 2 ori minus 7 ori minus 5. Bineînțeles că am putea să facem operațiile în ordinea în care sunt scrise. Sau ce asociere am putea să facem? Bineînțeles că am putea să calculăm mai întâi minus 2 ori minus 5 și apoi pe final înmulțirea cu minus 7. Asta înseamnă că vom avea minus ori minus este plus și 2 ori 5 este 10. Și acum plus ori minus este minus și 10 ori 7 este 70. Haideți să mergem la punctul B, unde avem minus 3 ori minus 4 ori plus 25. Evident, putem să facem această operație. Asta înseamnă că pe minus 3 îl transcriem și acum minus ori plus este minus, iar 25 ori 4, știu că știți deja rezultatul, avem 4 ori 5, 20, 2 reținem, 4 ori 2 este 8 și cu 2, 10, așa că obținem minus 100. Și acum, minus cu minus este plus și 3 ori 100 este 300. Asta înseamnă că rezultatul, rezultatul este plus 300, adică 300. Punctul C. Minus 7 ori minus 5 ori minus 200. Din nou ne ajută această operație. Asta înseamnă că avem minus 7 ori. Și acum, minus ori minus este plus, iar 5 ori 200 este 1000. Și minus ori plus este minus și 7 ori 1000 este 7000. Nu e așa că e foarte simplu? Bineînțeles că trebuie să știți tabla mulțirii, trebuie să știți să efectuați în mulțiri. Orice copil care știe să facă înmulțiri cu numere naturale, la nivel de clasa 5 a 3 aș putea spune, se va descurca să facă înmulțiri și pe numere întregi. Așa că, în cazul în care nu stăpâniți bine înmulțirile, încercați să exersați mai întâi asta, ca apoi să vă descurcați și la numere întregi. Este, tabla multiplă este practic baza pentru toate operațiile. Haideți să vedem acum. Am putea să le efectuăm la rând sau din nou am putea să facem această asociere. De fapt, asocierea aceasta se ne ajută atunci când obținem 0 ori la final. Dacă facem 5 ori 2, obținem 10 și ne ajută. Sau cum am avut mai devreme și am obținut 1000 sau când am obținut 100. Asta urmărim prin aceste asocieri. Și acum, minus cu minus este plus, 2 ori 5 este 10. Ambele sunt numere pozitive, așa că fie scriem plus, fie nu scriem, orice număr natural nenul este și un număr întreg pozitiv. Și acum 10 ori 18 este 180. Haideți să mergem mai departe și observăm că avem înmulțiri, dar mai întâi trebuie să facem calcule din interiorul modulelor. Asta înseamnă că vom avea 4 minus 8, au semne diferite. Luăm semnul de la cel cu modulul mai mare, așa că avem minus și facem scăderea. 8 minus 4 este 4. La fel, luăm semnul de la cel cu modulul mai mare și 23 minus 7 este 16. Luăm semnul de la cel cu modulul mai mare și facem scăderea, iar 35 minus 10 este 25. Și acum, modul de minus 4 este 4, modul de, 16, de minus 16 este 16, modul din minus 25 este 25. Am putea să facem la rând operațiile, pentru că sunt operații de același ordin, sau am putea să facem această asociere, pentru că știm că 4 ori 25 este 100 și am rămâne cu 16 ori 100, care înseamnă 1600. Haideți să mergem mai departe la un exercițiu foarte interesant. Noi știm că atunci când facem 1 ori 1 ori 1 de 1000 de ori 1, Evident că rezultatul este 1. Atenție, sunt unii copii care spun că 1 ori 1 ori 1 este 3 sau 2. Vedeți să nu faceți confuzia cu operația de adunare. 1 înmulțit de ori câte ori vrem noi cu 1 ne va da tot 1. Întrebarea este când avem minus 1 de foarte multe ori. Care poate fi rezultatul? Bineînțeles că poate fi 1 sau minus 1 pentru că alt număr nu avem de unde să obținem. Singura problemă este semnul. Și atunci dacă ne gândim la primul, la punctul A, să spunem, dacă nu uităm pe acesta cu A și pe acesta cu B, la punctul A, am scris eu că avem minus 1 ori minus 1 ori minus 1, puncte, puncte, puncte ori minus 1 de 10 ori. Practic, am putea să grupăm acei, acei 10 de minus câte 2. Și dacă ne gândim, Minus ori minus este plus. Și dacă fac acest lucru de 5 ori, eu având 10 de minus la dispoziție, obțin 5 de plus, asta înseamnă că rezultatul evident va fi pozitiv și 1 ori 1 de 10 ori înseamnă 1. Pe când, atunci când am un număr impar de 1, observăm că eu fac grupe de câte 2 de minus, însă la final îmi rămâne un minus singurel. Asta înseamnă că toți de mai devreme îmi vor da plus, însă cu minusul acesta pe care îl am, îmi va rămâne minus și rezultatul este minus 1. De aceea am putea să spunem că atunci când avem un număr par de minus, vom obține un rezultat pozitiv. Spre exemplu, dacă veți avea minus 1 ori minus 1 de 100 de ori, fiind un număr par de factori, rezultatul va fi pozitiv. Însă atunci când avem un număr impar de minus, rezultatul va fi negativ. Spre exemplu, dacă am avea minus 1, minus 1 de 101 ori, rezultatul va fi minus 1. Încă o dată, dacă avem numere negative și avem un număr par de termeni, rezultatul este pozitiv. Pe când? Atunci când avem numere negative și, și avem acea înmulțire un număr impar de factori, rezultatul va rămâne negativ. Spre exemplu, dacă eu v-aș întreba doar semnul de la minus 2, ori minus 7, ori minus 5. Dacă aveți 3 factori negativi, înseamnă că rezultatul este negativ. Și dacă mai adaug un factor, aveți 4 factori în această înmulțire, e un număr par de factori, asta înseamnă că rezultatul va fi pozitiv. Haideți să mergem mai departe la un exercițiu foarte interesant. Bineînțeles că nu vom sta să calculăm aceste înmulțiri. Sper că nu ați făcut asta, ci haideți să observăm ceva interesant. Ce avem oare special? Care este acel număr deosebit care ne ajută, de fapt? Ce am putea să facem aici? Sunt sigură că știți deja răspunsul, putem să-l dăm un factor comun pe 451 și acum cu mare atenție haideți să vedem cu ce vom rămâne. Din 451, dacă dau un factor comun pe 451, practic dacă le împar pe cele două, ne rămâne 1, așa că avem 1 ori minus 157 plus Observăm că 451 s-a dus în fața parantezei pentru că l-am scos în factor comun. Asta înseamnă că în locul lui rămâne 1, așa că în paranteză avem minus 1. La fel și aici ne rămâne 1 ori 200. Haideți să mai lucrăm în paranteză. Și acum avem 1 ori minus 157, bineînțeles că este minus 157. Apoi avem, putem să facem toată această operație și să desfacem și paranteza. Plus cu minus este minus 43 și 1 ori 200 este 200. Și acum au semne la fel, scriem semnul comun și le adunăm. 7 plus 3 este 10, 5 plus 4, 9 și 1 din minte 10, apoi pe 1 și cu 1 din minte îl adunăm și obținem 200. Și uitați ce obținem în paranteză. Avem minus 200 plus 200 se reduc. Asta înseamnă, atenție, nu rămânem cu 451 pentru că mi s-au redus termenii din paranteză. Rămânem cu 451 ori 0. Rezultatul, suma a două numere opuse este 0. Și atunci vom obține 0. Și haideți să mergem la ultimul exercițiu unde avem la fel un factor comun care ne așteaptă. Observăm că putem să-l dăm pe minus 501 chiar în factor comun. Și atunci, haideți să vedem cu ce rămânem. Avem minus 501 pe lângă din primul produs. În locul lui minus 501, pentru că am scos chiar minus 501 în factor comun, ne rămâne 1. Așa că avem 1 ori minus 11. Din nou ne rămâne 1 ori minus 10. Asta înseamnă că avem minus 501 ori Minus 11, apoi minus cu minus va fi plus, iar 1 ori 10 este 10. Și acum în paranteză au semne diferite, scriem semnul de la cel cu modulul mai mare și, și apoi facem scăderea. 11 minus 10 este 1 și acum când facem înmulțirea, minus ori minus va fi plus iar 501 ori 1 este 501, așa că rezultatul este plus 501, adică 501. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!